cod roșu de viscol instituit azi de Administrația Națională de Meteorologie pentru sud-estul și nord-estul județului Buzău. Din cauza vântului care a bătut în rafale cu viteze de peste 85 de km la oră, zăpada a fost puternic viscolită și troienită, iar vizibilitatea redusă aproape spre zero. În județ, problemele au apărut încă de azi noapte. Din acest motiv, autoritățile s-au întrunit de dimineață pentru a discuta asupra măsurilor ce trebuie luate pe timpul codului roșu, dar și pentru a trece în revistă eventualele probleme produse în zori. Ședința Comitetului pentru Situații de Urgență a fost întreruptă de două telefoane. Prefectul Aurelia Mitrea a fost sunat de către Carmen Dan, ministrul de interne, iar Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean, a răspuns la telefon primului ministru Sorin Grindeanu. Cei doi au fost întrebați despre situația de la Buzău și despre măsurile întreprinse. Doamna ministru, acum tocmai suntem în timpul ședinței extraordinare. Am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și vom aprova planul de acțiuni. Pe tot parcursul nopții, cetățenii surprinși în trafic de viscol au fost ajutați pentru a ajunge tefere acasă. Au fost transportate preventiv la unități spitalicești specializate un număr de 18 gravide și 96 de pacienți aflați în program de hemodializ. În jurul orei 2, pe DN2B, în dreptul localității Bentu, un microbus cu 11 pasageri ce se deplasa în direcția Galați a derapat ușor în afara carosabilului fără a se răsturna. S-a intervenit cu un utilaj din cadrul primăriei Gălbinaș pentru a fi repus în circulație. S-a primit un apel în dreptul localității Boldu, un autoturism a derapat în afara părții carosabile. S-a intervenit cu un utilaj din cadrul drumuri naționale pentru preluarea celor două persoane aflate în autovehicul și transportarea acestora în municipiul Râmnicu Sărat. Totodată, pe sistemul 112 au fost primite 12 apeluri de urgență ce semnalau blocajul în trafic a unui număr de 25 de autovehicule pe raza localității Oreavu, printre ele și un autocar cu 26 de persoane. Au trebuit rezolvate și probleme medicale. La ora 7:20, o ambulanță din cadrul SAJ Buzău se deplasează cu un antemergător de la SDN Buzău în localitatea Râmnicelu pentru preluarea unui copil în vârstă de 3 ani cu stare febrilă. Ce vă pot spune că la momentul acesta, până să intrăm în această ședință, copilul a fost preluat, deja ajunsese la spitalul din Râmnicu Sărat. Pentru a preîntâmpina blocaje majore în trafic, încă de dimineață autoritățile au luat măsura închiderii unor tronsoane de drumuri naționale. S-a luat măsura închiderii temporare a circulației pe următoarele sectoare de drumuri naționale. DN2C, nu mai dau, deci DN2B, DN285, DN22, Râmnicu Sărat, Băile. Totodată s-a luat măsura închiderii circulației și pe tronsonul de drum DN2E85 între localitățile Buzău, Urziceni și restricționarea circulației pe DN10 Buzău-Brașov pentru autovehiculele de peste 7,5 tone. Pe DN1B Buzău-Ploiești s-a impus o restricție pentru autovehiculele de peste 3,5 tone. În același timp, viscolul a distrus rețelele de curent electric din mai multe localități. Au fost afectați în jur de 5.000 de abonați din Buda, Padina, Luciu, Largu, Râmnicelu, Puiești și Merei. Nici pe drumurile județene nu s-a circulat mai bine. Mai multe tronsoane au fost blocate tocmai pentru a preîntâmpina producerea unor situații nefericite. Ce drumuri au fi închise? Marea majoritate a drumurilor din zona de câmp, din zona Padina, Pogoanele, dar nu vor fi închise decât temporar, până când să... Pentru că este aproape imposibil și fac apel la cetățeni cu ajutorul dumneavoastră al presei, numai dacă au cazuri deosebite să deplaseze cu mijloacele proprii de transport, pentru că practic își pun viața în pericol, indiferent câte eforturi ar face cei care se ocupă cu dezăpezirea, cu natura nu te pot spune. Printre drumurile județene închise se numără DJ203D Buzău-Maxenus-Meieni, DJ204D Maxenu-Țintești, DJ101I Smârdan-Mitropolia, DJ202 Râmnicu-Sărat-Puiești, DJ202C Puiești-Bălești, DJ201 Puiești-Lunca. Închise au fost și drumurile județene Cilibia-Pogoanele, Caragele-Largu, Rușețu-Brăila, de la Florica până la intersecția cu DN285, 102H Pitulice-Amaru-Pogoanele, Glodeanu-Siliștea și 203I Caragele-Cotorca. Pe drumurile județene s-au acționat cu 10 utilaje de dezăpezire și au fost folosite peste 120 de tone de material antiderapant.